Bună ziua și bine v-am găsit, bine ați venit la ședința cu numărul 18 a atelierului de lectură Junimea. L-am invitat azi într-o lectură publică pe Șerban Axinte, poet, critic literar, muzician, despre aceste trei laturi o să vorbim. Așa cum am scris și pe Facebook când am prezentat evenimentul, eu și cu Șerban ne știm de foarte mult timp, nu ca și cum am stat zi de zi unul în prezența celuilalt, dar într-o vreme a și fost ne așa. Ne știm de mult timp, avem ce să vorbim. Pentru cei care consideră că cine face întâlniri de genul ăsta invită pe acest criteriu și doar pe acest criteriu, se înșeală, pentru că îți alegi interlocutorii în primul rând pentru că empatizezi cu ei, știi ce întrebări să le pui. De exemplu, eu azi am de gând să-i adresez lui Șerban niște întrebări nu neapărat incomode, dar diferite de față de întrebările pe care le-a primit el în alte interviuri. Eu am vrut să mă dezobișnuiesc din a face prezentări. Da. Pentru că ele sunt deja și pe site-ul nostru și pe Facebook. Dar la tine sunt dator cu prezentarea, pentru că la maratonul de la Librarium m-am încurcat, că eram obosit, iar tu ai râs. Da. Ceea ce nu e nicio problemă. Să, am râs. Ai râs că m-am încurcat. Uite, eu trebuia să fac, ca și cum trebuia să-mi fac temele. Asta e, nu știu, nu mai țin minte, sunt dar dator. Cred că o sensibilitate ceva am atins. Vedem noi ce e, da, vorba. Șerban Axinte s-a născut în 1976 la Iași. Este cercetător științific la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide al Academiei Române, filiala Iași, colaborator la mai multe reviste culturale, observator cultural, Dilema Veche și Scriptor, despre care o să vorbim. Director, scuze, deci e motivitatea mea. Doctor în filologie din anul 2010. Din 2021 este redactor asociat la editura Junimea. A publicat mai multe volume de poezie, printre care Lumea ți-a ieșit așa cum ai vrut, Vinea, 2006, reeditat în 2015, Păpădia electrică, Casa de pariuri literare, 2012, reeditat în 2021, și Scrâșnetul dinților, editura Cartier, 2021. Este autorul studiului Definițiile romanului de la Dimitrie Cantemir la George Călinescu, editura Timpul, 2011, și Gabriela Dameșteanu, monografie, antologie comentată, receptare critică, editura Tracusarte, 2015. Sigur că în prezentarea pe care o am aici nu este trecută cartea pe care ai scos-o în colaborare cu Lia Faur, dar o să ne spui. Da, da, sigur. Este coautor al Dicționarului General al Literaturii Române, coordonat de Eugen Simion. A susținut lecturi publice la Târgul Național al Cărții de Poezie, Festivalul de Poezie și Jazz, Târgul Alternativ de Carte, Institutul Blecher, Filit și Poezia Ela Bistrița. A primit premiul USR, filiala Iași, pentru poezie 2013, premiul Lucian Blaga al Academiei Române pentru critică literară în același an, în 2013, și premiul Agenției de Carte pentru volumul Scrâșnetul dinților în 2022. Șerban, tu ai, așa cum am zis la început, tu ai trei laturi. Poet, mai mulți. Critic literar, trei laturi la vedere. Da. Fiecare avem foarte multe laturi, dar la tine trei laturi declarate: poet, critic literar și muzician sau meloman, sau cum vrei tu să-i zici. Și aici o nuanță pe care o să te rog pe tine să o delimitezi. Să începem cu prima, cu poezia. Cum s-a declanșat talentul? Câți ani aveai și care era contextul ieșean național pe plan literar? Nu am idee de context național ieșean literar. Dar când să dai filmul înapoi, e foarte important să contextualizăm. Da, acum, da, fiecare dintre noi putem spune, scriem de la 5 ani, la 6 ani, de când am învățat să scriem, intrauterin, noi scriem, producem poezie.
serios, dar chiar foarte în serios m-am luat la vremea respectivă, eram la finalul clasei a noua. L-am cunoscut pe Mirel Cană, eu deja scrisesem niște poezii, cum le numesc eu, pașoptiste. Așa. Adică, să zicem, ce învățam la școală, zona asta, o combinație ciudată de Alexandric cu Coșbuc. Așa, și mi-aduc aminte că am fost vecinul meu, Nicolae Ileanu, economist de meserie acum, atunci cânta muzică folk și scria poezii. Și m-a luat așa el de o aripă și m-a dus la Cenacul, unde la Muzeul Eminescu. Și acolo unde, cum se numea atunci Cenacul pe care îl conducea domnul Cană? Eminesciana, dacă nu mă înșel, așa se numea, dar nu, cred că era un, pur și simplu, un nume pus de alții. Nu cred că Mirel Cană a putut pune un cenaclu numele Eminesciana. Bine, deci Mirel Cană era, cred că era 1992, cred. Da? Și Mirel Cană era pentru prima oară. Mi-aduc aminte, avea 35 de ani, deci mult mai tânăr decât sunt eu acum. Și scosese un roman, Zgomotul de fond, în fine, ceea ce este esențial acolo este că nu înțelegeam nimic despre ce se vorbește. Aveam senzația că nu știu nimic, că nu mă pricep la nimic, că sunt total pe din afară. Cred că important totuși de spus este că am încercat să comunic imposibilitatea comunicării sau imposibilitatea înțelegerii. Și au ieșit niște poezii ermetice, cumva în zona asta experimentală a limbajului, pentru că voiam să nu se înțeleagă nimic. Deci făceam totul pentru asta. Chiar emoția nu vreau să se simtă. Mm-hmm. Așa. Da, așa gândeam în clasa, în vacanța dintre 19, cam așa era. Da. Și cum... Sigur, a apărut acea carte despre care tu n-o pomenești în prezentările tale, Pragurile Apeiron. Nu, ce pomenesc atât Starea Balanței cât și Pragurile Apeiron. Deci sunt două? Foarte, da, sigur. Așa. Foarte importante. În 96 a apărut Starea Balanței cu acele poezii ermetice legate de lecturile mele la Cenaclu Junimea, condus în prima instanță de Lucian Vasiliu și Nikita Danilov, ulterior de Mirel Cană, care făcuse pasul spre Casa Pogori, așa? Și deci este acest moment foarte important. Sunt poezii care, asupra căror, dacă aș fi intervenit puțin, chiar se pot trimite la o anumită editură și publică. Și Pragurile Apeiron e legat de Utopos, în al doilea moment. Ambele au apărut la Utopos? Nu, prima era editura Eurocart, al Mirel Cană. Eurocart. Da. Asta cred că n-ai zis. Cum n-am zis? Acum. Aha, când a apărut la Eurocart. Da, da, da. În 96 la Eurocart. Așa se numea pe atunci editura lui Mirel Cană. A avut diverse nume. Diverse edituri. Așa, ca o întrebare interstițială așa. De ce nu le pui în prezentările tale acele două cărți? Dar le pun. Depinde care. Aici nu-i. În niciuna dintre prezentările am pe care spus, mi le-ai dat. Prospun printre care, nu? Am publicat mai multe volume de poezie, așa cred că formulez. De ce? Una la mână, Starea Balanței, sună al naibii de modernist, sună stănescian, post-stănescian, cum vrem să ne numim. Deci mă deranjează pe mine să văd. Da. Asta nu înseamnă că le reneg, n-am cum să reneg. Sunt vârstele mele la care țin foarte mult acum, lucruri despre care pot vorbi o grămadă și, foarte, și zic eu lucruri interesante. Am pornit ca un închistat în lumea asta, ca o persoană care nu vrea să lase nimic în afară. Eu legături subtile creez tot timpul cu începutul. Pragurile Apeiron s-a dorit, a fost o ambiție exagerată, visam la o epopee modernă, până la urmă a ieșit o elegie mediocră. Da. Așa le vezi tu acum, dar cine știe, privite... Privite de un critic literar indulgent, da? Obiectiv, că tu ești subiectiv, n-ai cum să scrii despre cărțile tale. Nu, n-am cum să scriu, dar pot dar să poate mă raportez cumva. Privite la un moment dat, după ce, nu știu, peste 20 de ani, să zic așa, dacă vrea cineva să
Poate găsești o legătură între cărțile tale de atunci și cele de după. S-au făcut asocieri, de exemplu, de poezia mea și poezia lui Giuseppe Ungaretti. Pentru că, bine, cumva asocierile sunt facile, pentru că toată lumea știe, toată lumea care na, e interesat. Persoanele interesate văd că am făcut română italiană și există anumite clișee de lectură. Aha, se vede dacă fac română italiană, Ungaretti. E drept, l-am citit. Dar, după ce am avut această explozie să scriu acele poezii care păreau mai mult fraze din fizică sau teorii și așa mai departe din științele exacte, auzeam tot felul de lucruri. Dacă pe Ion Barbu l-am citit, cred că de la finalul gimnaziului, totuși pe Ungaretti, pe Montale, pe Quasimodo, i-am citit după ce am auzit că poezia mea are ceva în comun cu aceasta. De fapt, auzisem de ermetism, nu exista Wikipedia, dar am găsit alte surse de informare și am început să citesc prin, să fac o asimilare prin identificare. Inițial am mers pe identificare, adică tot ceea ce mi se părea că se potrivește cu mine, aia citeam și mă alimentam din ceva ceea ce oricum eram eu. Da. S-a întâmplat ruptura ulterior. Pentru că ai dat câteva nume de poeți și din literatura română și din literatura universală, obișnuiești să te întorci la poeții pe care i-ai citit, la clasici aia? Să știi că nu prea. Eu văd cam toți spun, bine, în afară obsesiei mele pentru Dante, dar nu sunt, am citit Dante destul de atent. Ce traducere preferi? Coșbuc sau Eta Boieriu? Eta Boieriu. Da? Eta Boieriu, în mod clar, Coșbuc. Cu toată muzicalitatea lui. Nu are niște lucruri care nu nici măcar poezia lui Dante. Bine, eu nu sunt traducător, nici măcar italienist, deși am absolvit, da. Am avut treabă cu italiana, nu m-am profesional n-am avansat în această direcție. Nu fac traduceri sub nicio formă, nu mă pricep, n-am talent. Dar Eta Boieriu îmi place mult mai mult decât Coșbuc. Și crezi că e bine să ne reîntoarcem la poeții pe care i-am citit? Nu-i bine? De exemplu, Brumaru, el tot recitea. Da, Brumaru e un caz aproape patologic de lectură. Uh-huh. Îi spun asta cu toată, nu știu, să găsim o puțină frumusețe în spatele cuvântului patologie. Așa. Nu, eu sunt îngrozit că nu am timp, că nu sunt suficient de organizat ca să am timp pentru toate. Uneori sunt epuizat, n-am chef să citesc. Deci nu sunt un cititor de ăsta obsedat mereu să fiu conectat la o carte, deși atunci când ajung în starea aia nu vreau să mai plec, eu vreau să se întâmple tot timpul, dar nu se poate, pentru că sunt cercetător și trebuie să citesc operele celor despre, sau scrierile. Despre scriitori de uneori chiar slabi, pentru că facem dicționare, asta e enciclopedii. Da, definiția dicționarului, da, asta e. Așa. Da. Și nu pot să zic opere chiar, e cam mult. Sar de la oana, trebuie să scriu o cronică literară pentru diferite reviste, să zicem. Apoi trec la o carte de poezii, mai apare un roman care abia a fost scris și acum e o aproape o simultaneitate fantastică. Dacă eu eram obișnuit, da, că ultimul răcnet, când eram eu copil, era John Fawkes, cu magicianul, cu iubita locotenentului francez și așa mai departe, ale, totuși de la sfârșitul anilor 50-60, știi, în partea asta sunt scrise. Și mai dar încoace, sunt lecturi obligatorii. Sunt lecturi obligatorii, dar nu aveam acces la cum se scrie. Asta e, că s-au schimbat vremurile în bine, da? Și acum apare Welbeck, dar bine, este un caz deja clasic, Nostim. Cât e de dur. Dar alți autori care publică anul trecut și anul ăsta deja sunt traduși. Deci, și mai este un autor francez, îmi scapă numele acum, care e la mod, acum e chiar și la Iași aici, a venit online pentru conferință și se plângeau pe portalul de la Litere că iar ăsta, iar... Da, nu știu la cine te referi, au fost foarte mulți. Grație Filitului au fost foarte mulți scritori extraordinar de buni, care au capacitatea de a schimba literatura. Literatura, deci nu...
Așa. Sunt curios cum, dacă mai ții minte, dacă mai ai cu o exactitate aproximativă măcar, da. Dacă mai ții minte cum ai lucrat la fiecare carte, povestea din spatele ei. Da, la prima carte reunește trei grupaje citite la cenaclu. Acum, cei care eventual ne privesc nu au decât cunoscătorii. Noi ne aflăm la fosta sală Pod Pogorfiul. Da. În curte era Clubul Junimea. Unde este crevețeria. Da, da, eu încerc să nu pronunț nume, că nu le mai știu. Era Clubul Junimea atunci. Da. Și acolo se petreceau lecturile. Am prins prima lectură, am fost chiar la Casa Pogor, înainte de prima restaurare. Jos, de restaurare, la intrare. Lucian Vasiliu, da. În timpul directoratului lui. Da, au fost trei grupaje și cel care a lucrat efectiv a fost domnul Cană. Eu știi că am convenit să-i spunem domnul Cană. Da. Dar el a lucrat cu tine pe carte? Ți-a făcut precizări? Ți-a... Da, dar din punctul meu de vedere a fost mult prea, cum să spun eu. Deși și el avea miza lui, a fost exagerat de permisiv cu unele texte. Înțeleg că unele texte trebuiau să apară. Chiar mă gândesc cum Dumnezeu le-am scris în clasa 9-a, spre a 10-a, că am scris atunci foarte mult. Adică aproape toată cartea scris în 92. Cam așa, 92-93, aia a fost perioada în care am scris. Sunt câteva texte scrise chiar înainte de apariție în 96. Chiar atunci, câteva zile înainte de trimiterea la tipar. Da, m-a impropriu spus că a lucrat cartea, că lucra continuu cu mai mulți, pe text. Dar așa, în carte nu m-am gândit. Deși mi-aduc aminte că am pus ciclurile astea, favoritele statice, era un titlu de, cum să zic, ciclu, nu? De poeme, și revanșa celor câteva zeci de mii de ciocane. Citisem și un pic de Nietzsche și luasem avânt. Da. Te-ai inspirat? Da, da. Așa, zi despre următoarele. Pragurile Peyron. În aceste două cărți am crezut cel mai mult, culmea. Cu inconștiența unei tinereți care, na, noroc a trecut, glumesc, evident. Dar evident că eram fascinată. Pragurile Peyron e foarte influențată de romanul sud-american. Căutam tot felul de formulări. Realismul magic. Da, exact, da, bineînțeles. În primul rând Gabriel García Márquez, dar și ceilalți. Frumusețea aceea, frază, pe care bine, n-am continuat-o în poezie, dar la mine se simt în cronici, de exemplu. Uh-huh. Eu finalul unei cronici, eu mă simt Gabriel García Márquez. Cum adun toate lucrurile alea și nu adun ideile, eu nu procesez științific. Sau pot să am impertinența să spun că sunt puțin dincolo. Adică îmi sistematizez ideile, dar trebuie să citești cu atenție. Bine, sper să nu se simtă unii insultați de lucrul ăsta, dar cred că nu, cel puțin în zona eseistice, literare și a cronicii din întâmpinare, nu aș prefera să fiu altfel. O să mai vorbim despre da. Cronicile tale din întâmpinare, că vreau să da. Atacăm și zona asta. Următoarele, și să nu eziți să ne spui de ce ai făcut reeditări la primele două cărți pe care le-ai precizat aici, pe care ale căror titluri le-am citit și eu, și dacă ai de gând să faci reeditare și la cea mai recentă. La Crescente Dinților? Da. E, va fi în toamnă, probabil. Aha. Și care-i miza la reeditări la tine? Reeditarea, refaci în cazul... textele, refaci structura cărții. Nu, nimic, pur și simplu dacă am înțeles bine, domnul Gheorghe Rezanu, astăzi este ziua dumnealui, acum când se urăm la mulți ani. La mulți ani, mi-a spus că va intra de la toamnă în cartier popular. Atât, deci din cartier din Rotonda, atât deci în cartier popular. De ce? Că s-a epuizat, na, tiranjul. Și atunci se face o... și am întrebat cum e. Suplimentare de tiraj, mai scot o tranșă, sau va fi ceva, că chiar eram interesat dacă pot să fac modificări în text. Nu am de gând să fac modificări extraordinare, dar
aș mai aduce un poem pe care l-am scris pentru această carte. Se numește Traheotomie și dacă voi avea posibilitate, voi include acel poem în această carte. Pentru că vreau să-l las în acea perioadă, să-l leg de scrâșnetul dinților, să nu-l public. Pentru că, uite, au fost situații, dacă nu mă lungesc cumva prea mult, nu. Această carte, acum la ediția a doua, Bucuria Dielectrică, conține textul care nu are nume, un text în care povestesc despre o potențială sau fictivă sau reală, cum vreți să o numiți, beție, începută undeva la Sibiu și terminat undeva în Basarabia. Ăla era un text, era un text scris în perioada cărții Lumea ți-ește așa cum ai vrut. Eu, neștiind atunci cât de palpitant este să fii publicat de editura Vinea, mie mi-a fost jenă să-i mai trimit poemul după ce am trimis manuscrisul. Chiar dacă ulterior a apărut, aș fi putut lejer să-i trimit. Era textul acelei cărți, practic. Reluarea lui sau intrarea lui, abia după atâția ani, după chiar mulți, 6, după ce au trecut și mai mulți, în Păpădia Electrică, a fost, o resimt ca forțată, puțin. Deși își găsești, că am făcut în așa fel încât cel puțin pentru mine să existe o justificare. Cartea începe cu un poem cumva umoristic, dacă pot să zic așa, o carte destul de dură. Cartea de Păpădia Electrică este temelia scrâșnetului dinților, altfel nici nu-l văd. Da, am observat că este, se continuă. Da, se continuă. E cam aceeași temă. Și cine știe, poate mai urmează una. Tot, nu știm, deocamdată am texte, am adus inedite. Sau, în fine, care nu sunt în volum. Scrise anul acesta majoritatea, cu excepția unuia. Eu chiar voiam să te întreb dacă ești sau nu superstițios legat de planurile de viitor între ale poeziei. Dacă poți, dacă vrei să ești dispus să vorbești despre ce ai de gând să publici, dacă lucrezi la ceva acum... Nu, e vorba de superstiții, vorba că s-ar putea să spun minciuni, pentru că n-am de unde să știu cum anume va arăta următorul proiect. Întotdeauna am lucrat, am operat cu un titlu de lucru, nu? Ca să mă repet, îmi cer scuze. Nici nu mai vreau să spun cum se numeau cărțile înainte. Până la urmă... Ai avut multe titluri la fiecare carte? Nu, am fost convins, de exemplu, nu mă avantajează că spun asta, Păpădia Electrică am scris-o până în ultimul moment, având ca drept titlu în minte Operele Mazace. Așa. Și am eliminat inclusiv titlul ăsta din text, am lăsat doar Mazac, 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 am acolo. O repetare a lui Mazac. Ar fi fost un titlu bun, zic eu. Nu, mulți mi-au zis că, mi-aduc aminte, eram ăla înseamnă la Brașov, eram cu Adrian Lăcătoș și cu Caius Dobrescu. Și au zis, aoleu, bine că ți-a dat Dumnezeu minte și nu l-ai pus. Dar care era problema cu el? Nu știu, e emfatic probabil operele, dar cumva stratul era autodestructiv. Pentru că Mazac înseamnă mizerabil, înseamnă ceva dincolo de mizerie și abjecții. Abjecții materiale, ca să zic așa, nu moral. Hai să citim ceva. Adică tu citești și noi ascultăm. Da. Ar fi bine să știu, cam știu cât am de citit, dar... Rise Down. Cam 10 minute. Stăpânirea furiei nu mi-a ajutat la nimic. Am ieșit din rând doar ca să-mi aplic lovituri în figură și în plex. Respirație sacadată, schilodirea oaselor pieptului. Atâta rușine îndurată în numele unei renunțări patetice. Activează-ți toate frustrările. Împinge neliniștea spre ultimele ei consecințe. Pentru ce și în numele cui îmi scrântesc mâna în propriul meu maxilar. Condiția naturală a corpului în timpul vieții. Respirația nu poate fi altfel decât sacadată. Dacă nu ești în pericol iminent de infarct, degeaba trăiești. Nu te preface că ești sănătos. Nu te amăgi că o să mai ai vreo șansă. Lumea trebuie să provoace ulcerații în tine, altfel nu ești bun de nimic.
când cazi din picioare, fii sigur că ai descoperit condiția naturală a corpului în timpul vieții. Distort. Câtă boală, atâta frumusețe. Nu mai depistăm legăturile cauzale. Căutăm altfel de îmbinări. Ruperea ritmului. Manevra ideală pentru înțelegerea corpului ca pe un groove atonal. Armonie găsești oriunde. În orice direcție ai privi, totul se recompune, cum deja ai obosit să tot vezi. Ieși. Aici e deja liniște. Distort, realitatea din ceștile de cafea. Am depășit fiecare în bula lui nevoia de a da cu noi de toți pereții. Realitatea reziduală din ceștile de cafea, programate să se spargă, imediat după dispariția noastră. Atunci am hotărât să ne jucăm prost rolurile, ca să îi rupem pe toți. Ne simțim revigorați după o baie bună în picătura care umple paharul. Flash noir. Când dorul de cei pe care nu i-ai înțeles te taie pe dinăuntru, când realizezi că ai existat în mintea cuiva care a știut în fiecare clipă ce se întâmplă și care și-a dat seama de la început cum se va sfârși totul, când te termină dorul de cel căruia i-a fost teamă să spună ceva ca să nu te supere, îți dai seama că tu ești acum cel care înțelege și știe, dar nu poate face nimic, nici măcar să mimeze îngrijorarea. Cele mai mari primejdii posibile. Ai curajul să intri adânc în carnea ta și să țipi, în așa fel încât nimeni să nu te audă. Ține toxina în tine. Eliberarea nu poate fi o soluție. Mai ai câteva zile în care te poți expune celor mai mari primejdii posibile. Apoi nimic nu-ți va mai reține atenția. Ce va veni nu va mai avea o formă precisă. Te vei bucura pentru că știi că din toate lucrurile de pe lumea asta, doar țipătul este material. Ai văzut mâna întinsă după distrugere, frivolitatea încrederii în propria șansă, felul incredibil de frumos în care se pierde totul. Nigredo. Și am văzut pe cei mai buni dintre cei mai buni mânjiți pe la gură. Le-am văzut inimile puțin dacă cat. Da, despre tine vorbesc, despre cum ai compromis cuvântul corectitudine. Da, și despre tine, autoritate supremă în materie de autosabotaj. Tu, outsider închipuit, retard fetișizat. Și despre tine vorbesc, nu mai e mult și o să-ți crape rânza în tine. Și tu, mare cioclu al noilor media, primește-ne în chenarul post-literatury. Tu, teoretician al ipocriziei, politician al cuvintelor marotă, frumusețea, sânul bătrân din care toți ați supt, voi scârne, voi putregaiuri, voi spermatozoizi uscați. Trișați, trișați, trișați și arătați cu degetul. Ce scriu acum e împotriva mea. Un nou one in a lifetime. Perversiunea politeții. Mimarea derapajelor. Bastonul alb pentru stimularea vederii. Am fost al vostru. Am simțit bucuria dureroasă. Mi-au tremurat mâinile. Cu cât m-am urât mai mult, cu atât v-am iubit mai frenetic. Pe voi, exponenți ai înduioșării în masă.
ai putregaiului oferit din mărinii mie. Gata cu voi. Reflux gastric la vederea luminii. Ambuteiaje în creier. Plasa de siguranță refuzată. Cum de mai am curajul unei noi dimineți cu voi? Te-am auzit spunând asta puțin înainte de viraj. Ce e dat să se termine, nici nu trebuie să înceapă. Ai fost legată de mâini, de picioare și nu ai putut face mare lucru. Ai luptat, ai încercat, ți-a fost foarte greu. Nu ai ajuns nicăieri cu mine. Sigur că toată chestia asta cu lupta și încercarea are un skepsis pe care noi nu l-am văzut, nu-l vedem. La început a fost teama mea nefirească că te-ai putea ridica din cerșaful nostru boțit și ai pleca. A fost și frica ta la fel de nefirească de a rămâne după atâtea impulsuri de runaway bride. Dincolo de viraj crește o țară neclară în care oamenii sunt încrezători în șansele lor, unde ți se spune că ești mai puternic decât ți-ai putea imagina. O lume în care toți își petrec timpul în vindecare, în armonie cu toate ființele vii. Aici apar eu și vă ademenesc în anxietatea miezii. Să vă văd cum rezistați, dacă veți rămâne la fel de senin în fața insignifiantelor mele credințe. Dacă nu or să vă apară niciun rid pe frunte sau pe obraz, dacă nu o să rămâneți surprinși cât de repede vă poate pune la pământ o idee. Trăiți în iluzia că mai aveți timp și pentru restul greșelilor. Dar micile voastre întâmplări cu morți violente și cu morți absurde se vor fi încărcat deja într-o memorie străină. Viraje, 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 ce trebuie să se termine, chiar acum începe cu adevărat. Căci nu e după cum vor cei care ne toarnă mereu banalități ditirambice. Ți-ai modificat conștiința încât să încapă în ea rezidurile celui mai sever examen. Al cui? Al tău? Al nostru? Toate pe un memory stick mai ușor decât aerul. Lasă-i pe toți în urmă, nu le da nicio șansă și lovește-i atunci când știi că nu mai au cum să se ridice. Legile morale exersate în fața oglinzii te ajută să înțelegi perspectiva inversă. Acceptarea ideii că ura poate fi un sentiment creștinesc, conștientizarea faptului că disperarea te ridică. Acum ești liber. Sutele de scenarii derulate în minte te pregătesc pentru accesarea simultană a tuturor variantelor de adevăr. Ai ieșit din convenții, ți-ai sabotat toleranța, ai înțeles într-un final necesitatea eliminării din ecuație a serenității și acceptării. Ești împreună cu ceilalți în lumea derapajelor asistate. Am crezut și noi în acea eliberare care s-a dovedit mai nocivă decât cel mai atroce sistem totalitar. Încă o zi în minciunea programată să se răspândească în celule, să dizolve țesuturi, să ne transforme pe toți în niște martiri inofensivi ai unui război pierdut dinainte. Deci ai citit dintr-un volum care e în curs de scriere, nu? Da, care nu-i volum, e o proiecție așa mai, nici măcar mentală, e ceva, nu știu, chiar nu știu, nu sunt, am, acestea nu sunt chiar toate textele, mai am, dar să zicem că cantitativ, deși asta e o iluzie, aș fi în prima treime, să zicem, sau în primul sfert chiar.
Hai să facem o înțelegere. Da. Nu era în plan. Nu era. Chestia asta. Când apare cartea, vii și o lansezi aici? Păi sigur, eu n-am mai avut. Și vorbim să... doar despre ea. Vorbim doar despre ea și citești doar din ea. Da? Sigur, da. În felul ăsta o să facem un fel de lansare de carte, cu toate că mi s-a zis că ei, lansările de carte, nu le facem în alt context, le facem așa, nu? Da, uite. Facem și așa. Și va fi ceva diferit de o lansare de carte propriu zisă. Păi ce facem? Aducem de nou băutură, mâncare, cum era pe vremea. Da, da, da. Acum sunt lansările de librărie, apă plată. Să apară cartea și mai vorbim da. Deocamdată e blana ursului din pădure. Da, 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 da. Șerban, cum a început aventura ta cu critica literară? Și tot așa, contextualizat, pentru că eu cred foarte mult în context. Da. Nimic nu apare dacă contextul nu se nu este creat. De asemenea, din nou, Mirelcan. Așa. Pentru că... Să nu spui că ți-a zis să te lași de poezie, să te apuci de critică. Nu, nu mi-a spus așa ceva. În schimb, a început să-mi vorbească de Barthes, de Ricardo, de Todorov, de Greimas. Nu știu, auzeam și îmi luam notiții. Și Umberto Eco, nu mai spun, făcea tot felul de trimiteri, știi foarte bine că... Nu știu, e greu, uite, stăteam și vorbeam ce am putea face pentru el, mi se pare foarte greu cu textul ăla, în fine. Mai bine un roman biografic decât un articol. Așa, nu contează. Un ceva, da. O carte romanțată. Da, da, nu romanțată, ci tocmai e o chestie la limită. Bine, probabil că nu o să vă înțelege despre ce am vorbit și la ce am făcut noi referire acum, da, dar știți. Ne iertați, ne iertați. Vorbim despre un proiect legat de un volum despre Mirel Cană. Da, a fost așa, Mirel Cană tot îmi spunea lucrurile astea și la un moment dat am fost nevoit să scriu, am primit o pagină în revista Cronica din Iași. Era Valeriu Stancu, director. Cronica în 96 încă mai avea așa pâlpâiri. Perioada respectivă. Iar tu ai mai avut încercări înainte de rubrică, pentru că ți s-a făcut invitația asta după ce s-a văzut nu că nu știu. Că altfel nu știu, nu se leagă. Aminte. Cred că ai avut niște încercări și ți s-a oferit... Nu știu, mi-aduc aminte, nu mai țin minte cum am ajuns. Știu atât de discuția despre pagina generația 2000 nu exista pe lumea aceea, vorbim totuși de niște mulți ani înainte, cel puțin 5-6 înainte de apariția. Secolul trecut. Da, de secolul 20 vorbim. Deci deja avem o dimensiune a istoriei total ciudată. Vorbim de lucruri petrecute în secolul trecut. Așa. Și țin minte că mi s-a dat rubrica despre generația 90. Care era ultimul răcnet. Și eu credeam tot la fel, că sunt 90-ist. Da. Și am scris, mi-aduc aminte că am scris despre Ștefan Baștovoi, Cartea Războiului, prima mea cronică, și despre, atenție, volumul de debut al Dan Lungu, care a fost de poezie, cum puțină lume mai știe. Care se numea? Tot în 96. La editura Junime. La Junime a apărut Muchii, Cartea Războiului, tot în 96 al lui Ștefan Baștovoi, cred că la Marineasa. Când încă era pe val. Da, acum da, nu cred, mai este. Nu. Cred nu că la Marineasa mai există. Era, în Timișoara, oricum, sigur. Și acum nu mai țin dacă era 96, nu, 96 a apărut Elefantul Promis la editura Arc din Republica Moldova, cred că în Chișinău. Am citit-o și eu și mergem să ucidem bășinoși și pământul. Mergem să ucidem bășinoși și pământul este un ciclu din Cartea Războiului. Da? Parcă așa știu. Eu țin minte că am citit-o ca o copii ca grași mor în somn, în primul ciclu. Ca pe o carte individuală sau nu știu. Nu mai știu cum a făcut el, dar nu mai țin minte sigur când a apărut Cartea Războiului. La mine țin minte că a fost primul contact cu poezia română contemporană. Da, poeziile lui.
Da, nu știu, noi eram cumva prieteni așa, deși ne tachinam. Păi, în fine, dar... E o natură a prieteniei. Da, da, vagabondam așa, dar eu știu că vagabondam. El avea, bine, am înțeles după foarte, foarte mulți ani, mai precis chiar anul ăsta, am aflat că el n-avea niciun motiv să vagabondeze. Dar mie îmi plăcea chestia asta de boemă și nu e vorba de, decât de fapt, băi, ne comporta ca și cum săracii din noi n-aveam ce mânca. Ne doream și noi să ne dea cineva o cafea. Da. Deși eu aveam casă, cu părinții atunci în viață. Da, așa. O boemă de asta construită. Deci ai primit invitația să scrii la revista Cronica. Așa am început. Deci acolo am apărut, cred că mi-au apărut 6-7 texte. Foarte scurte. Mi-aduc aminte că dădeam la mașina de scris. Aveam o Marița, așa se chema mașina de scris, ungurească. Și scriam acolo la mașina de scris și am dat. Și mi-aduc aminte că nu s-a... Pentru că da, era tehnica asta care a evoluat uriaș după aceea, foarte repede. Nu mai putem acum înțelege, dar nu se mai vedea de la tuș. Și așa că în revista Cronica a apărut Ștefan Baștovici. Nu Baștovoi. Eu am scris, n-aveam cum să nu știu cum îl cheamă, eram prieten. El deja era călugăr, dacă nu așa, când... oricând a apărut, oricând am vorbit despre asta, nu mai țin minte, dar știu că i-am zis acolo că nu există o marcă așa, Ștefan Baștovoi, și l-am furiat foarte tare. De fapt, a fost primul meu verdict, o considerație negativă. Nu există o marcă, Ștefan Baștovoi, așteptăm să vedem ce faci băiatul ăsta. Bine, acum știu. Da. Apoi tu ai scos cărți de critică literară. Ce te-a făcut? Sunt sigur că n-a fost un context care ține de slujba ta la Institutul Filipide. Sunt sigur că a fost o chestie personală. Adică ai scris despre Gabriela Dameșteanu. Da, dar e... cu Dameșteanu ce s-a întâmplat? E cartea mea de divorț asta, din 2015. Mulți au cărți de divorț, albume de divorț, chestii de genul. Trebuia să-mi găsesc o preocupare constantă și am zis, măi, ceva să iasă repede, să pot face. Aveam un articol de două pagini în Observator Cultural și mi-am amintit eu de discuții pe care am avut-o cu Alexandru Mușina la Brașov în 2011, în care el, tot timpul el căuta autor pentru Canon, pentru, la editora Aula, pentru colecția Canon, cărțile alea mici care au apărut și bucare despre Cărtărescu și Cristian Popescu și multe alte, Eugen Simion, foarte multe cărți, care sunt făcute după o anumită structură. Un studiu introductiv mai mare sau mai mic, o antologie de texte comentate și niște, o antologie de, nu știu, de articole confesiune autoriale, să-l numesc așa. Și am zis, gata, fac asta într-o lună, am terminat, iau textul, eventual mai amplific pe aici pe acolo. Va ieși, de exemplu, cartea scrisă de Mihaela Ursa despre Gheorghe Crăciun, are 24 de pagini studii introductive. Mi-am propus ceva mai mult didactic. Ei, și am ajuns la 150, numai studii introductiv. 150 pagini de carte. Bine, ea în total, asta fiind contribuția studiului, da? Introductiv, după care a urmat antologia comentată, că, na, și acolo sunt capitolii care mi aparțin. Mi-am crescut miza cărți pe măsură ce scriam. Da, am vrut, ai spus contextul, ți-am oferit contextul și chiar cel mai sincer. Deci am avut nevoie de ceva care să mă țină în lumea asta și în alte lume. Și legat de definițiile romanului. Da, am fost doctorat, ăla poți să-l legi de serviciu, de carieră. Da, dar totuși ai empatizat cu, ai făcut o trecere de la Canțemir la Călinescu. Ce am făcut? Hai să spun un lucru. Că am vrut să spun atunci, dar poate nu era momentul. Ți-am spus că în poezie eu mergeam pe identificare. Că citeam Ungarete, că citeam eu un Barbu din nebuneam, citeam ceea ce mi era apropiat naturii mele. Prin identificare încercam să avansez. Doctoratul este începuse deja să am concepția inversă. Să faci fix ceea ce nu ține de tine. Pentru că în felul ăsta te extinzi, așa. M-a întrebat Radu Andriescu o dată. Mai da. M-a întrebat Radu, de ce eu, poet, dau doctoratul pe teoria romanului? Și am zis, păi tocmai pentru că sunt poet, îmi dau doctoratul în roman, ce nu înțelege? A fost replica mea. A, interesant. Da, tocmai prin contradicție.
teoria contradicției pe mine, pe care mi-am elaborat-o de-a lungul timpului, plecând de la Ștefan Lupașcu și la alți filozofi și teoreticieni, în mine încă lucrează. Ai vrut să ieși din canonul socioliterar. Dacă așa se făcea, tu ai făcut invers. Nu vorbim de canon, acum vorbim pur și simplu de o preocupare. Clișeu, am vrut să spun, scuze, clișeu. Pe o preocupare directă. Plus că voiam să fac, am venit cu două, trei propuneri. Mi-ar fi plăcut să fac un doctorat pe Cezare Bănescu, ar fi și o carte rapidă de care și uitam după aceea, nu mai era o obsesie pentru mine. Dar Mănuca a considerat că nu va ieși un doctorat. Deși se înșală, ar fi ieșit cu siguranță un doctorat din poezia lui Cezare Bănescu, dar cumva eu am vrut să mă extind așa foarte tare și am mers așa pe... Am vrut inițial să fac gândirea despre roman pe o anumită perioadă, în perioada postbelică, după aceea am luat-o de la Adam și Eva, apropo de adamismul românesc, noi trebuie să luăm tot timpul lucrurile de la început, să le ducem așa, până în tării. Și am zis, gata, nu, teoria ale romanului, literatura română. Adevărul e că n-am putut, pentru că, în ciuda faptului că noi n-avem teorii propriu-zise ale romanului extraordinar de originale, și cumva romanul nu a avut neapărat întotdeauna o știință teoretică, totuși am găsit un secol XIX care m-a fascinat în materie de gândire despre roman. Cum? În cum își expuneau traducătorii isprava pe piață? Stați să vedeți. Fetele, nu citiți voi fetele, că știi, amor. Asta erau primele opinii despre roman, care era de fapt romanț. Da? Și la sfârșitul secolului al XVIII-lea și pe aceea până la prima jumătate a secolului al XIX-lea, astea au fost discursuri despre acest gen care nu prea artistic el, prezintă fapte, corupe pe tinerile în principal, pe tineri, nu e afectat să pare, dar tinerile femei să nu citească așa ceva, deși tocmai ele citeau. Da. Și nu erau, nu mai absolut nimic în neregulă, dar prezentau povești de dragoste, cam asta era. Și asta pe mine mă duce cu gândul la cartea pe care aveai tu să o publici împreună cu Lia Faur. Da. Cum citesc bărbații cărțile femeilor? E o foarte mare legătură. Chiar și mi-aduc aminte că în prefața cărții este chiar un paragraf care l-am luat copy-paste din definiția romană. De acolo. Chiar l-am luat copy-paste. Deci... cartea asta o continuă pe... Nu continuă, pe... n-are nicio legătură cu vorba de altceva. A fost, totuși vorbim de 2017, au existat până atunci luări de poziție. Mai degrabă le-am preferat pe cele moderate întotdeauna. Dar totuși am zis, hai să găsim o plajă mare, largă, de persoane, care să răspundă la această întrebare unică, cum citesc bărbații cărțile femeilor. Unele, și am vrut de la început o carte dosar, nu o tratare științifică, pentru că personal nici nu mă interesează să fac asta, da? Nu m-ar fi interesat să fac asta, dar o carte, să zicem așa, care să chestioneze, aparent lejer, o problemă foarte serioasă. Dar, ceea ce n-au înțeles unii care au dat cu cartea de pământ la propriu și la figurat, pentru că eu nu voiam să-l cenzurez pe Dance Mihăilescu, pe Alexandru Cistercan sau așa, pentru că ei ar fi misogini. Nu sunt misogini, eu n-am înțeles opinia unora care au considerat această carte misogină, când din contra... Bine, nici feministă nu e, dar nu e misogină. A nu fi feminist nu înseamnă misogin. Niciun caz. O spun răspicat. Cum vezi tu din interiorul tău că se completează cele două laturi ale tale, poetul cu criticul literar? Primează vreuna dintre ele sau se completează, se sprijină una pe cealaltă? Poezia este, chiar dacă nu considerăm, și nu dăm prea multă importanță, inspirație. Până la urmă avem nevoie de ordine intelectuală. Ordinea intelectuală mi-o dăm în mare măsură critica. Critica e mai aproape de meserie.
Poezia e vocație. Poezia și muzica sunt la mare legătură la nivel ideatic. Poate nu formal, dar ideatic, cu siguranță. Ce scuze. Critica e ceva permanent, nu? Fie că e vorba de un articol, o recenzie, un articol pentru o enciclopedia scrierilor memorialistice românești. Vrem să terminăm primul volum în această iarnă. Fie că e vorba de o prefață, un text de coperta 4. E vorba de un continuu, o privire, destul de, să zicem așa, nu neapărat severă, nu neapărat absurdă. Și nu neapărat, nu e privirea unui polițist al literaturii. Nu am fost, n-am înțeles niciodată să fiu asta. Consider că uneori faptul că lucrez la acest dicționar, faptul că trebuie să dai cronici pentru 3 reviste literare, îți ia din timpul tău de poet? Aha. Da, noroc că poeția știe să se strecoare. Din timpul ăla vital. Noroc că ne mai enervăm. Sau suntem într-o stare specială. Sau suntem... întârzi fiul meu la întâlnire cu mine și eu scriu atunci o poezie. Mă rog, s-a întâmplat. Da. Dar mi-a ieșit, chiar îmi place foarte mult, mi-a ieșit. Poezia se mai strecoară. În știință și în critică eseistică chiar. Nu se strecoară nimic. Acolo trebuie să-i dai timp. Da. Poezia strecoară și bine că se întâmplă așa. Îți ziceam la începutul întâlnirii noastre că am și niște întrebări mai altfel așa. Da. Nu neapărat dificile, dar uite, premiile declarate de tine sunt 3 și sunt mari. Dar nu se poate spune despre tine că ești un poet premiat. Nu, nu, nu. Așa, ești consolat cu asta? E bine așa sau așa cum este? Sau aștepți vremuri mai bune? Că am auzit poeți care... supărați tare că ei nu sunt premiați și că chipurile alții sunt mult mai premiați decât ei, iar alții mult mai prea puțin. E frustrant când știi că ești mai bun decât mulți, când știi, ai conștiința faptului că dai că e de pământ, dacă e cazul, dacă te iei prin comparație directă, și ei sunt în frunte, dar știm și în teorie că nu trebuie să scriem cu această... Cu gândul ăsta. Totuși e bine să existe din când în când, ca să nu se nască tot felul de frustrări în care să te domine la un moment dat. Eu am luat, să zicem, premiile astea două mai importante, că nu le pot alinea pe toate. Deci prima Academie nu se compară cu premiul Agenției de Carte, deci e clar, cu toată simpatia mea pentru cei care mi l-au oferit, au ce căuta aliniate. Totuși, dar sunt pe paliere diferite. Da, sunt paliere absolut diferite, chiar și ei au spus. Da. Sunt premiu mic rămâne. Dar premiul Academiei, deci de multe ori suntem în astfel de conjuncturi, contexte. Ai spus contexte, îți dau context. Premiul Academiei, mie mi se silă de, și eu de foarte multe ori, când îi văd cum se împăunează cu niște realizări care sunt de fapt zero, premiile sunt conjunturale de foarte multe ori. Sunt luate, cum să spun eu, sunt date așa, baza unor preconcepții chiar. Am văzut cărți care nu aveau nicio legătură cu lucru serios premiat. Nu mai refer acum la premiile Academiei. Din fericire, premiul Academiei e mai bun, cel puțin la critică. Bine, pe poezie s-au compromis de mult. De mult. Deci primul Academiei pe poezie nu există. Dar pe critică, pe celelalte, da. Da. Au luat poeți care sunt de toată jalea. Îți primează Academia Română. Au această, cum să spun eu, legitimizare. Eu era să-i zic tară. Am luat premiul Academiei pe bune? Și tu te lauzi? Păi eu îl am și eu, dar uite că din cauza ta că l-ai luat și tu parcă nu mi-ai venit să spun. Da, pe critic în schimb. Dar tu crezi că premiile îl fac pe poet mai bun și pe critic mai exigent?
Păi ce să spun eu ție primii? Important este să ne facem treaba. Eu am de multe... E cu atât mai bun, cu cât e mai premiat sau se poate lăsa pe... Tânjală. Acum pe ce să spun? Și... Acum nu mai știu cum ești tu și care sunt raportul. Dacă nu-ți fac un rău spunând lucrurile astea, dar... ce folosește lucrul de Gabriel Chifu că e aprilie după premiul meu? Îi crește lui valoarea? Nu strică mie nimic chestia. Îi crește lui valoarea cumva? Crește, adică să știi, am auzit niște chestii, nu le-am verificat, poate n-ar trebui să le spun, dar le spun că nu le-am verificat. A plecat la nu știu filială ca să poată lua premiul. În fine, eu mi-am luat, eu nu mai sunt membru al unui scriitor, poate voi fi cândva. Oricum, pentru pensie și pentru, dacă ar fi să se țină cont, am și premiul Academiei și premiul scriitorilor. Deci oricum, pe mi-ar trebui să-mi dea indemnizații de merit, dar nu-s merit, nu-s membru așa cum o să iau. Da, deci nu vorba de pensii, vorba de indemnizații de merit, am înțeles că e 1200 sau 100 de euro. Da. Șerban, tu ai zis, ai menționat numerele lui Mirel Cană, este o persoană foarte dragă nouă, da, care da, ne da. Leagă. Eu am o amintire cu tine în care îmi spuneai că lucrai la, pentru revista Timpul la un articol despre o carte a lui Șerban Alexandru, deci cu Doris Mironescu, nu știu dacă am zis, și v-ați întors de multe ori asupra textului, pentru că voiați să fie cât mai solid, cât mai perfect, astfel încât el să nu poată să închideți toate portițele pe nu care știu, ar putea el să le... Nu știu, un text eu altul. Deci nu era scris la două mâini. Nu, nu, Doris a scris un articol amplu și eu am scris un articol, vorba lui Mirel Cană, scris așa pe genunchi. Așa. Da, n-aveai cum să-l mulțumești. Da. Doris era destul de îndrăzneț în aprecierile critice. Puțin că am critic și Mirel Cană, cum, domnule, cum îți permiți? Iar eu, care am fost, cum să zic, l-am divinizat, cum să spun, un gen de lectură de asta, parcă scriam despre Joyce și Proust. La loc. Și chiar spuneam chestia asta, că omul reformează specia romanescă, nu se joacă. Scris la colțul mesele, scris, nici nu am vrut să-mi spun, după mai mult. Dar voiam să te întreb dacă te mai urmărești spectrul lui. Spectrul lui, cum să zic, sunt persoane care mă urmăresc mental, așa, știi? Îmi imaginez eu că mă urmăresc. Că-s peste umărul dar, tău undeva și-ți suflă în ceapă, nu? Dar n-a ieșit în sfera asta, deci nu sunt urmărit spectrul lui. Îmi amintesc niște lucruri, foarte multe, dar, cum să spun eu, un love-hate, ca să zic așa, care hate-ul nu mai contează, n-a contat nici în acei ultimi ani. Mi-aș plăcut totul să știu că e așa de bolnav. N-am știut. Adică știam, dacă știa că s-a vindecat. Da. Tu crezi că știu cineva? Da. M-aș fi dus la el. Dar am luat eu hotărârea de în 2002, am zis gata. De la 15 ani... Te-ai despărțit de maestru. Da, da. Vine momentul... Am mai făcut noi chestia aia cu Vorban, cu da, Antonisi, vine, cu... Da, vine momentul în care da. Să te... Da, da. În care trebuie să desparți de maestru și despărțirea aia de multe ori... Doar pe maestru. E violentă, e ca o rupere. Da, bine, au fost acum, nu are sens să vorbim noi aici, dar au fost, am avut motive serioase. Da, da. Tu nu-ți imaginezi că o cășunat motive pe care mai... le știu și nu are rost. Da, 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 nu da. E locul să vorbim da, despre da, da, asta. Da, nu, că oricum, dacă ar fi să vorbesc o oră despre el, 90% ar fi... E, doar o oră. Da, 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 fi că aș vorbi numai de bine. Doar nu. Să vrei să vorbești singur o oră. Da, singur, sigur, evident. Nu, am văzut acolo și când ne-am întâlnit aici să ne amintim, să-l sărbătorim de ziua de naștere, dacă nu mă înșel. Da. Aici și l-am văzut ultima oară pe Nicolae Crețu, aici da. Peste câteva da. Zile urma să moam. Da, e ceva, pentru mine l-am iubit pe Mirel Cană mai mult decât mamii părinți, deci a fost ceva... și dorința de rupere a fost evident foarte solidă. Acum... Îți pun o întrebare foarte personală. Părinții tăi au știut că tu îl iubești mai mult pe el decât pe ei? Da, și cum am spus... Și cum au primit asta? Nu, deci ei știau, nu că îi iubesc mai mult, nu că îl iubesc așa, dar Auri, Mirel Cană avea cu siguranță un cuvânt mai important. Aha.
Mi-aduc aminte că părinții mei erau disperați, eram cu o fată și nu voiau ei să fiu, mă rog, așa, până la urmă, el care m-a despărțit? Părinții, siguranță, am vorbit cu el și el mi-a zis și, pa, gata, am terminat cu respectiva. Șerban, hai să mai citim ceva. Ce să mai citim? Hai să citim ceva, că eu am citit, am un text, să trecem și puțin prin cărți, da. Nu am pregătit ceva anume. Hai să... Teoretic am mai avea doar un sfert, sfert de oră la dispoziție, citesc, dar practic, practic avem tot timpul din lume. Da. Deci... Ce simt oamenii răi când mor? În fiecare zi iau din trupul meu câte o bucată, o țin ascunsă între cerul gurii și limbă, până se face un fel de salivă viscoasă, plină de fibre și de firișoare albe. Nu vreau să te provoc, nu vreau să-ți mai simt firele de păr cum mi se pliază în palmă. Astăzi fac dragoste cu tine din obligație, din respect pentru frumusețea ta. Am auzit că după ce au dat la televizor execuția lui Saddam, niște copii au vrut să afle ce simt oamenii răi când mor. Pe mine n-o să mă găsească nimeni spânzurat, doar prăbușit peste trupul tău gol, cu degetele de la mâna stângă în gura ta, cu degetele de la mâna dreaptă în gura mea. Dacă nu știu dacă mai știe cineva, dar niște copii s-au spânzurat în urma televizării execuției lui Saddam. Da. Bucuria de a te îngrămădi în tine însuți ca într-o teacă. Să te întorci în decorul de piatră al primei zile, să reverși chipul mort al copilului într-o altă formă, atent la toate mișcările, la toate încercările nereușite ale tatălui. Mi-ai dat cuvântul, eu te-am crezut. Nu putrezi aici, intră în camera din spate și lasă îngerii să te decupeze din colțul tău. Nu te sfii să pici direct, de tine să te temi ca de ciumă. O frântură din gândul meu să-ți întindă nervii la maxim, să te eliberezi, să-ți curtezi umbra, să te aduni în punct. Da, 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 memoria ta întinerită și rece. Da, 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 culoarul fără ieșire al zilelor. Totul în perfectă ordine. Nu mai rămâne decât să te sărut, cu voie, fără de voie, nu mai contează. Lumina soarelui o să mai stea puțin deasupra, până nu o să mai rămână altceva decât bucuria. Bucuria de a te îngrămădi în tine însuți ca într-o teacă. Gaura de vierme. Aștept vești din camera din spate. E prima dată când totul se rupe cu adevărat. Nu mai înțeleg nimic. A început singura zi, fără trecut. Am crezut că îmi pot ține sub pernă, ascunsă sub pernă, adevărata identitate. Am zis, nimic nu iese stropșit în față, fără să supureze prin margini. Până la urmă, eu sunt cel care se ridică și vede. Atunci când aerul se termină, în loc de mirosul tare, plutește deasupra vechiul meu corp ca o scamă. Pași în conturul desenat cu creta. Locul meu e aici, în gaura de vierme. Mă simt curat. Mi se potrivește de minune vinovăția cu lame. Păpădia electrică. În spatele meu e un fel de lumină, dar trupul meu nu există. La tine privesc mai greu. Ceva tot rămâne. Un șal pe umeri, o gură care scuipă cu sete spre celălalt mal.
Să te apuci de pânza de păianjen ca și cum te-ai ademeni în brațele tale. Nu-ți place aerul din cameră, ai libelula în picaj, în visul torent. În rest, fata de întuneric îmi urmărește mișcările de după perdea. Ea se dizolvă în florile pe care le atinge. Dar ce caut același mort printre vii? Îmi modelez ucigașul cu mâinile. Îmi iau din ochi, din sprâncene, din oase și pun în el. Mortul meu trage pe nas praf de cretă. În locul meu, nu unul, ci patru sori la marginea patului prin jaluzelele trase. Îmi țin respirația până la sfârșitul anului. Poate înțelege acum de ce eu încă nu îmi pot flexa genunchii. Ușor, ușor, rănile mele se acoperă cu viță sălbatică. Mult mai ușor de imitat e zgomotul trupului care se rupe. Mă lege în părul tău, firele tale sunt rănile mele. Da, 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 eu știu ce urmează, dar prefer să uit până ce se întâmplă. Totul în contur, totul în bulb. Chiar și boala mi se ridică prin creștet ca o scamă de păpădie electrică. Sherman, a venit timpul să vorbim despre latura ta de muzician. Da, mă cam intimidează cuvântul muzician, pentru că sunt în definitiv un om căruia îi place să cânte, muzician. Totuși, n-am oricum, o pregătire teoretică, mă refer la tu cânti pe note? Diplome, după face... tabulaturi mai degrabă, da, nu neapărat note, nu. Nu partituri, ci tabulaturi. E un alt sistem. Care se notează acorduri și așa mai departe, nu notă cu notă. Uh-huh. Da, zi-mi ceva din povestea asta. Cum a început trecutul recent, planul de viitor? Recent. Că știu că voi repetați la ceva. Da, Daniel e aici alături de noi, la fel și unul Sorina. Unul dintre colegii tăi de Tu l-ai cunoscut pe Daniel acum vreo 2 ani, cred, ai fost și ne repetam cu altcineva atunci, cu altcineva care cânta la chitară, nu mai e. Ai avut noi. O trupă, spune-mi numele. Da, noi am avut sigur aici în Iași, am avut o trupă, eram destul de... Se numea Crai de Curtea Veche. Da, așa, după romanul Matei Caragiale. Ne-am numit și Alter Ego. A fost o perioadă foarte frumoasă, dacă eram criptic în poezie, în acei ani eram foarte haiduc, mă rog. În cânta, îmi exprimam emoțiile. Foloseai textele tale, nu? Da, nu doar, dar oricum, majoritatea pieselor creierilor de cărte vechi, da, au textele. Aveai și din Cezar Ivănescu? Cezar Ivănescu, da, al doilea ca reper. Și ocazional și altcineva, sau textier. Nu, eu am fost în general. Mai scris și altcineva text pentru piesele noastre. Ați avut concerte, la un moment dat v-ați dizolvat. În anii. Ați scos vreun album, multe, ceva? Nu, albume n-am scos, avem în primă radio destul de multe, prin arhiva radio, dacă mai există. Tu nu le ai? Am ceva, dar am avut mult mai multe decât am. Eu am avut, în primul rând, că am avut vreo 2 sesiuni de înregistrare la radio Iași, am avut la Nord-Est, Vox-T și așa mai departe, cam peste tot am avut cântări. Unele n-au fost înregistrări, ci au fost cântări în studio. Deci, na, sigur, se proceda altfel, erau alte vremuri, alte condiții tehnice. Și, da, erau niște ani romantici foarte frumoși de altfel. Dar n-am avut posibilitatea, nu ne sprijinea nimic. Ce puteai mai mult să-ți dorești decât să ai o chitară așa, acustică, electroacustică. Tu ai mai multe chitări acum, nu? Eu am, dar acum, nu atunci. Acum, da. Am. Și va ieși vreun album? Plănuiți? Acum, dacă ne-a ieșit. În viitor. Lucrurile s-au schimbat radical. Acum se merge pe alte. Strategia ei inițial,
imprimări de foarte bună calitate, YouTube și streaming, în general, canal de streaming. Și vedem, pentru că ca să scoți un album, bine, tu poți să-l faci. Acum putem să-l imprimăm. Dacă considerăm că, să zicem, 12, 13, 14 piese cât conțin un album de obicei, înseamnă să ai album, nu e același lucru. Acolo, hai zicem, e creația noastră, e muzica noastră, dar album e în momentul când e produs. Adică să fie peste tot comercializat. Pentru o casă de discuri? Da, da, da. Ei, și să zicem, dacă nu e foarte dificil în ziua de azi să imprim, mai ales că se pot face și registrări de home studio, dar noi vom încerca la nivel profesionist, totuși, acum nu mai e, deci mai e chestia asta că intri în studio, ci, practic, important e să fii finanțat pentru asta. Nu știu, vom vedea, e prea sigur că avem, și Daniel are ideile lui și eu, speranțele și toate astea sunt, există. Deci, toată povestea asta ta cu muzica continuă, nu? Da, 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 nu, cu muzica, aici tot iar îl invoc pe Daniel Spatar, el m-a zădărât iar. Ne-am întâlnit. El te-a retrezit. Da, ne-am întâlnit cumva conjuntural, am venit la ea acasă și la Suceava și am văzut acolo instrumente, am zis, wow, ai 14, 15, 20 de mii de clape, nu știu cât avea el acolo, procesoare, chitară electrică, eu n-am, pedale, tot, am văzut acolo, parcă era casă studio, acum mai e vândut-o, mă, și-o dată, altă, nu știu. Ca la Mike Oldfield, așa e. Da, ei, nu știu, ideea este că, mai și-o zis, ce facem, vrei să cântăm? Da, eu am zis, dar vrei să facem ceva Ethereum? Daniel, da, bine, pe ulterior n-am mai făcut niciun Ethereum, dar asta au fost prima discuții. Și după ce am început repetițiile, majoritatea la Iași, am cântat și la Suceava puțin împreună la el acasă și la un prieten de-al lui care are un fel de studio. Dar mult se întâmplă deocamdată la mine acasă cu Sorina Rădașu, Marius Ghebel, Daniel Spatar și cu mine. În această formulă de patru deocamdată. Sorina cântă? Da, este toboșar. Toboșar? Da. Am văzut eu niște pozii pe Facebook, dar am zis că se joacă. Da, e bine, bine, uite misoginule. Uite, tu nu-ți pui problema. A, se joacă. Este poezia un liant între critică și muzica, un liant între critică și poezie sau e ceva separat? Ceva? Noi știi că ne putem să ne pricepem la vorbe. Da. Putem să cred dacă vrem, dar în realitate hai. Pot să zic. Hai că oricum o să vadă că nu e așa. Da, nu, poezia cu muzica, sigur, e și previzibil faptul că au mulți și nu-i vorba că îți cânti poeziile, că nu e vorba despre a-ți cânta poezii, ci a comunica același lucru prin alte mijloace. Poți să creezi un poem din sunet. Acum, dacă un studiu științific despre Dimitri Cantimir se poate face, poate nu. Sau cine știe, cu trimiteri, sugestii, cu o lume orientală, cu... Na. Aș vrea, înainte de ultima mea întrebare, să ne mai citești ceva. O ultimă repriză. O ultimă repriză, da. Răspunând mai multe texte sau? Câte vrei tu. Bine. Cea mai cinstită formă de dragoste. Am adormit pe Hot Music tibetan, m-am trezit cu ACDC, exact ca în acea dimineață, când urma să plecăm undeva și tu ai deschis televizorul și la MTV era Iron Maiden. Am început să trăim viața altora. Nu ne dădeam seama de ce, Dumnezeule, nu eram fericiți. Eu trăiam viața tatălui tău, tu trăiai viața mea de acum. 16 ani în avans e o nimica toată. Ce vedeai tu în viitor, mie mi-era complet străin. Dragostea cu dischinezie, mai sinceră decât dragostea pentru Dumnezeu. Am adunat în noi atâta ură încât trupurile ni s-au găurit și vântul a început să fluiere prin ele. Ne-am tamponat rănile cu țigări aprinse să nu se extindă infecția. Așa am început noi să trăim. Eu, tatăl tău, care te obligă să faci pipi în pat și de pe lumea cealaltă, tu, mama mea,
care mă scapă din brațe, ori de câte ori, mi-e bine. Viața la business class. Totul a început cu puțin scrum de țigară strecurată în palmă și degetul tău înfipt în bărbia mea. De atunci trăim o viață la business class, prin țările din lumea a patra. Kenya, Guatemala, Burundi, Togo sunt pentru noi paradisuri fiscale. Lumea de jos plutește pe deasupra creștetelor noastre. Am vrut ceva hard and heavy, ne-am ales cu niște aureole de mâna a doua. Stăm îmbrățișați, respirăm fără mijloace contraceptive. Din când în când ni se face dor de căsuța noastră din cetină și cernozion. Ne iubim, ne rotim unul în jurul celuilalt ca două insecte atinse de febră. T0. Cineva mi-a spus că aș avea suficientă putere să scot soarele din priză. Cu o mână smulg buchetul de rețele din corp, cu cealaltă șterg fluturii de pe ecran. Aștept T0. Zilele și lunile în care nu am trăit să se adauge cândva după moarte. Bonus pentru rugăciunile mele neduse până la capăt. Deocamdată altcineva deține controlul. Opresc imaginea, mă observ în variante. De la atâta așteptare mi s-au dilatat pupilele, holograme fixate în creier ca în rastel. Eu sunt mai mulți. Primul din șir încasează pumni în figură și în plex. Pentru al doilea și al treilea, lumea e mult prea mică. Următorii obosesc și adorm. Ultimul face echilibristică. Împreună formăm suprasarcina. Fluturii se apropie și iau foc în viraj. Mâinile și picioarele mele, prea lungi ca să încapă în cerc, am auzit că și omul vitruvian suferea de o formă severă de hernie. Perfecțiunea e o invenție a celor fără imaginație. Ce spuneai că nu ai trăit? Vezi bine că l-ai uitat pe cel responsabil cu plânsul în pumn. Da, mulți se trezesc la viață cu doar câteva zile înainte de înmormântare. Intră în rețea, în rețeaua din rețea. Preia controlul. Ce aștepți tu deja se întâmplă. Dar nu îți dai seama, pentru că atunci când te miști, se trezesc acuzatorii tăi în rifuri de heavy. Mulțumim, Șerban. Am citit de curând un interviu cu tine, mai exact în Raidul Poeților, al lui Robert Șerban, cartea scoasă de Robert Șerban la editura Junimea. Și spui acolo că îți place foarte mult să faci cronică de întâmpinare și că nu crezi că te vei lăsa vreodată de cronica. Nu citezi. Da. Dar dacă totuși o vei face, care ar putea să fie acel imposibil motiv? Imposibil văzut acum? Deși nu sunt omul care să scrie în fiecare săptămână să aibă text la cel mai înalt nivel la o revistă de top, totuși faptul că te preocupă ceva, după care câteva zile altceva și altceva și altceva, nu-ți lasă totuși timp pentru lucrurile care rămân cu adevărat. Pentru ideea pe care vrei să o transmiți tu, pentru un studiu foarte serios alcătuit. Da, am fost de multe ori, chiar și recent, am vrut să renunț la dilema, de exemplu, și nu numai la ea, dacă renunțam la dilema, renunțam la tot, n-are sens. Mai sus decât dilema și observator nu prea există, în România, normal. Așa. Și... A mai apărut o revistă, Matca. N-am văzut. Am văzut pe Facebook, atâta tot. Nu știu. Ideea este că... tot timpul... Și nici n-am satisfacția asta, pentru că eu vreau să scriu și am frustrat că nu reușesc să o fac. De foarte multe cărți am vrut să scriu,
Am făcut semnări de lectură, am făcut idei, mi-am făcut tot felul de scenarii, chiar am început uneori articole, n-am mai reușit să le difer. Deși, na, produc, dau texte. Totuși am o rubrică în Dilema de 8 ani. În Observator de cât timp? În Observator nu-i rubrică, dar public din 2006. Deci, oricum, sunt foarte mulți ani deja. Nu-i rubrică. La Dilema trebuie musai să dau text, că dacă nu dau, înseamnă că a renunțat. Am ziua de programare, când știu când apare articolul Bogdan Alexandru Stănescu, știu că trebuie să trimit eu articolul, că urmează al meu. Da. Și mai ai și în Scriptor, care Scriptor, e lunar, Scriptor e o revistă care apare odată la două luni. Deci. Este, acum când vorbim s-ar putea ca, nu știu, lucrurile să se schimbe, nu... Eu sunt colaboratorul editurii mea, adică, cum se zic, cum se spunea lector înainte, îmi dau cu părerea despre ce să apară și ce nu, sau redactare de carte propriu-zis și ce mai e nevoie. Editura Junimea are o revistă numită Scriptor. Ea este condusă de Lucian Vasiliu și, cum mi-a spus chiar astăzi printr-un mesaj, este responsabil pentru ea în întregime. Și au fost niște discuții pentru aprofundarea colaborării noastre, dar deocamdată ne-am împiedicat la detalii cum ar fi partea financiară. Așa că da, nu știu dacă pot să o pun lângă celelalte două. Am înțeles. Dar ai zis de Junimea. Junimea are un premiu de debut. Da. Ți-l revendici? Îți revendici debutanții de la Junimea? Revendic, datorită lui Lucian Vasiliu, care chiar vreau să-i mulțumesc, nu știu dacă se va uita sau nu, dar el, datorită lui, am constatat că îmi place foarte mult să fac asta. Nu știam că îmi place. Nu știam că nu mai făcusem redactare de carte, să lucrez pentru o editură, să mă gândesc la cu ce pot să atragă sau ce pot să propun redacției și, bineînțeles, conducerii redacției, dacă să accepte sau nu. Dar, printre altele, nu sunt singurul, că de obicei o colecție are doi coordonatori sau chiar trei în unele cazuri, dar numele poetului este una dintre cele de care mă ocup. Și aici în sală se află și Călin Dănilă, care tocmai a apărut în Numele poetului. Un debut spectaculos și nu-ți vorbim mari, e spectaculos în multe sensuri. Ar mai fi Andrei Hurgheș? Andrei Hurgheș este un autor pe care l-am citit și mă obligă situația de coordonator al colecției și mă obligă faptul că a câștigat acel concurs, că apare cumva și numele meu în legătură cu al lui. În rest, asta fiind singura tangență. Am înțeles. Am făcut paranteza asta mică cu debutul. Voiam să te întreb dacă ai în proiect vreodată, dacă te paște ideea asta, să aduni toate cronicile tale într-o carte. Da. Sau mai multe. Domnul Lucian Vasiliu, când încă că unii nu trăiesc bine cu ideea asta și nu văd cu ochii buni. Ele sunt foarte utile. Sunt foarte utile, dar... Pe de o parte mă tem că atunci când le adun voi constata că n-am făcut nimic în toți anii ăștia, că nu iese de fapt nimic coerent, spunându-le una lângă alta. Dar ar trebui să fie ceva coerent? Ele se numesc în general fragmentariu. Foarte mulți autori, în Iași este Antonio Patraș, are volum fragmentariu, sunt cronici. Mulți au, foarte mulți. Unii au evenimente cronici. Bun, ele sunt utile în alții, sunt pentru cercetători. Pentru că eu știu că, de exemplu, Mircea Iorgulescu a scris despre nu știu care autor. Eu nu mă mai duc, să zicem, la periodice, să caut în reviste și în cele mai multe cazuri o fac. Dar vreau să văd ce a scris Manolescu sau alții despre un anumit autor. Să văd ce a scris, dacă a scris Manolescu despre, nu știu, Petre Stoica, să zice. Și mă duc la cărțile de cronice al lui Manolescu, sunt foarte utile. Dar eu am așa un trac și nici n-am avut timp. Deci dacă aș avea timp să zic, pentru că știi, noi avem timp, dar preferăm uneori să nu facem nimic în perioada, decât să... Uneori suntem pentru că în felul ăla ne încărcăm. Nu aș tare să nu o să-mi citesc toate cronicile, să le rescriu.
Nu pot să-l sunt foarte așa. Multe, s-au adunat. S-au adunat, nu, sunt foarte multe, pentru că unii de asta au, am zis că au scris 30 de cronici și le-au adunat deja într-o carte. Eu n-am făcut, am refuzat ideea. Acum s-a venit chiar la modă chestia asta cu cronicile. Foarte mulți au o dezinvoltură de a-și publica cronici și le dau un titlu de ăsta așa. Parcă zici că e studiu. Păi, până la urmă, pus viața în spate este muncă. Păi, este muncă și nu sunt deloc de dat la o parte cărțile de cronici. Eu am cronicile lui Manulescu și îmi pare rău că nu există cumva mai multe. Nicolae Manulescu, Simeon Raicu, astea ar trebui cumva să avem biblioteca, nu știu, mă exprim prea bombast. Comori acolo, ce spunea, cum... Doamne ferește, Manulescu avea o istețime și o pătrundere dintr-un joc de cuvinte, se deschidea o ușă abia între deschisă sau cum era și cartea lui, cu lecturi infidele. Un mic joc de cuvinte te-a intrat în altă lume. Cronica poate fi o artă și este în multe situații. Și majoritatea, noi avem cumva cei care își publică mereu cărți de cronici, au alibiul acesta al 60-lor, pentru că ei, în marea lor majoritate, au cărți de cronici, nu-s altceva. Simeon, Eugen Simeon, cel care e unul dintre maestrii mei, fiind director al Institutului Călinescu, fiind președintele Academiei și coordonatorul dicționarului, scriitor român de azi, sunt cronici, nimic altceva. Bine că sunt puțin lucrate, contextualizate. Sunt cronicile din Gazeta Literară, din ulterior devenit România Literară, din Contemporan, nu știu, nu mai publicat. Nicolae Manulescu. Foarte multe curioase cronici. Temele sunt toate. Bine, este puțin diferite, că nu neapărat despre literatură contemporană sau diferite alte chestii. Ca să nu terminăm așa... Abrupt. Abrupt. Citește-ne un singur poem pe care îl vrei tu. Poate să fie unul chiar pe care l-ai mai citit, dacă ții tu neapărat. Poate să fie altul pe care nu l-ai citit. Da. Nu știu. Acum, dacă reușesc să găsesc ceva care să se potrivească așa cu... cu ieșirea din scenă. Da. Unui tată. Am crezut că dacă te spăl, te rad, mai trece din vinovăție, dar nu. Te-ai uitat la mine cu ochiul celui care își developează pentru ultima oară filmul. Ai încredere în mine măcar acum, când deja ai murit, dar nu ai realizat încă. Mi-am zis să scriu până se termină foaia asta. O să se întâmple ceva, să-mi privesc tatăl cu ochii celui ce n-are încă amintiri și să-mi fie teribil de frică. Exact ca atunci când nimic nu depinde de tine. Și pe hârtia asta cât ține îți cer iertare. Ai știut că nu trebuie să o îngropăm pe ea în parcela din dreapta ca să ai și tu loc. Cu tine, până la capăt, în numele tău. Singurul demn să rămână în treime. Mai e cineva, dar vor mai trece mulți ani până să citească aceste rânduri. Uite, până acum nu am putut. Nu am putut să scriu despre morții mei înfiorători de buni. Și asta pentru că nu am datele necesare supraviețuirii. Dacă vrei să mă spulberi, rupe o păpădie de la marginea drumului și suflă. Mulțumim foarte mult, Șerban. Și dacă tot am stabilit că la următoarea carte ne revedem aici, până la următoarea revedere, pe curând și toate cele bune!